Pe părintele Arsene a îngăduit bunul Dumnezeu ca să-l cunosc și eu. La Drăgănescu, unde picta. Și mergea foarte multă lume. Iar părintele spunea fiecăruia în câteva cuvinte esența care trebuia să-i o transmită Dumnezeu prin părintele omului și omul, dacă ținea seama de ele, să vă lăsa, dacă nu, suporta consecințele. Din ce am vorbit cu părintele și din ce am citit despre părintele și chiar din perioada când încă nu l-am întâlnit pe părintele, dar am auzit despre părintele vorbindu-se, mi-am dat cu seama că părintele este un sfânt mare. Și mă atașez la ce se spune că unul la 1.000 de ani se naște ca părintele, cu niște talanți așa mari și cu niște daruri așa mari. Ne-am pus întrebarea și mi-o pun. Dar și alți oameni de-a lui Dumnezeu au fost mari. De ce atâta cinste pe părintele? Că nimeni, nici a lucrat în biserică mai devreme ca părintele, n-am văzut, n-am cunoscut, spunea părintele Teofil. Iar eu susțin acest lucru și cred că o parte din răspuns este că părintele a venit ca puțin oameni în lumea aceasta, sau altfel zis, puțin oameni au apărut în lumea asta cum a apărut părintele. Mama părintelui se ruga la Dumnezeu: Doamne, dacă învrednicești de taina cununie și îmi dai copii parte bărbătească, femeiască, eu ție ți dau, ție să slujească și Maicii Domnului, ai tăi să fie. Iată, asta a fost preocuparea lui mama sa, lui părintele. Și apoi, dacă s-a căsătorit și s-a zămislit părintele, tatăl său s-a dus în America și a rămas curat în pântece, până la naștere și apoi și la înțărcare. Și iată deci că ca un soare a fost părintele în misiunea lui de slujitor la castare la Sâmbăta și ca luna strălucită în besna prigoanei, pentru că a venit cum a învățat apoi părintele că trebuie să fie aduși părinți în lumea aceasta, copiii de către părinți în lumea aceasta. Ei bine, o femeie de la azilul de bătrâni din Sebeș a auzit despre aceste lucruri, cum a venit părintele, și i-a zis: Doamne, slăvit să fie, eu nu acum pricep de ce. Copilul meu e frumos, roiesc fetele în jurul lui și el nu se uită la ele. Așa s-a întâmplat mie, spunea ea. Pe vremea Ceaușistă, soțul ei a plecat în Germania la niște cursuri de reciclare, ei s-o zămiți și s-o sta curat în pântece în aurul și apoi până în țărcat. Și iată, deci, ce înseamnă să fie curat în pântecele mamei și alăptat, curată fiind mama și părinții. Știind de treaba asta, cunosc niște familii care au trăit curat și s-au zămislit copiii lor, așa, și-au rămas curați în pântece până la naștere și până la înțărcare și iată, aceștia sunt copiii despre care, oarecum zicea părintele, una din multele profeții ale părintele, zice că va privi omenirea cu admirație la schimbările din România. Când? Cred că atunci când sus în conducere vor fi oameni care au venit în lume ca părintele sau ca puțini ăștia care sunt. Atunci când poporul de jos dă naștere la copii și îi educă prin pila vieților ca să iubească pe Dumnezeu și poporul.
Eu am aici cartea cu mărturii despre părintele Arsenie Boca și aici undeva scrie viitorul României de Dumnezeu știut. Și aș vrea să citesc cuvintele lui părintele, că ce am zis eu este apă de ploaie. Și nu tot, numai dintr-o pagină un picuț. Deci, arată aici părintele la pagina 107 că hidra cu răsuflare otrăvitoare care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina și voința dumnezeiască vorbește despre această lucrare a lui Anticrist și a oamenilor. Și zice așa: veți vedea și veți înțelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru, la servici, în magazine, în instituțiile statului, în conducerea lui și mai ales în politică. Din nefericire, ea va intra pe furiș chiar și în sânul bisericii, murdărind unele suflete de aici. Aproape că oamenii își vor pierde speranța. Doar cei care își vor păstra credința adevărată vor fi salvați și mare va fi slava lui Dumnezeu peste ei. Și apoi părintele Arsenie a dezvoltat subiectul acesta și a spus că lucrarea diavolească nu este ceva care a apărut în vremurile noastre, ci ea durează din antichitate, de mii de ani, pregătind încetul cu încetul terenul pentru lupta finală care se apropie. Planul lucrării diavolești este minuțios pregătită și prin puterea banilor, a viciilor, între care minciuna, prefăcătoria, intriga și omorul sunt cele mai importante. Cei care o săvârșesc au ajuns destul de aproape de țelul lor principal, care este controlul și dominarea întregii lumi. Apoi părintele a făcut o afirmație. El a spus în mod paradoxal, într-un timp de interval foarte scurt, atenția lumii se va concentra asupra țării noastre, datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc și asemenea specifice care vor depăși cu mult puterea limitată de înțelegere a cunoașterii materialiste. Radu Cismar, 107. Deci, am vrut să scot în evidență darul clarviziunii părintelui Arsenie și vedeți și în Vechiul Testament mari profeți, când poporul era dus în robie și era deznădăjduit, ei profețeau vremurile minunate prin care le ridica moralul oamenilor, că îi vedea înainte. Așa a văzut părintele aceste lucruri, aceste schimbări. Dacă să apară aceste schimbări, suntem chemați noi toți să ne venim în sine ca fiul risipitor, să ne întoarcem spre Tatăl nostru Dumnezeu și spre Mama noastră Biserica. Da, părintele Arsenie le spunea la oameni o vorbă care tare bine se potrivește, e ca o rugăciune puternică și frumoasă. Zicea, măi, ziceți așa întrebă. Deci probleme cu care noi ne confruntăm acum, îi sunt îngăduite Dumnezeu pentru păcatele noastre, spre curățirea noastră, spre lămurirea noastră. Și noi dacă ne-am supune la judecățile lui Dumnezeu, atunci, și având dreapta credință păstrând-o, putem depăși valorile care vin. Să vă spun așa un caz concret cu un fiu duhovnicesc la care i-am zis despre treaba asta, că, măi, canonul tău, o parte din el este la orice se întâmplă se ține să zici așa întrebă mie. Și tânărul, mergând cu mașina, a avut un accident. O făcut mașina praf și s-o strâns oamenii grămadă acolo și când a văzut că mașina e toată praf și el nu poți nimica, el și-a dat cu seama de canon și a început să zică, așa întrebă mie și râdea și oamenii ce săracul nebunit. Deci trăim vremurile când, dacă noi împlinim ce învață Dumnezeu și Sfinții Părinți, îi iați nebuni. Dar acești nebuni pot să supraviețuiască, prin ăștia lucrează Dumnezeu,
care ascultă de Cuvântul Dumnezeu. Că și Părintele Astea ne-au zis, la Înfricoșata Judecată, am și un cuvânt acolo, pentru unii apărător, pentru alții acuzator. Apărător pentru cei care m-au ascultat și acuzator pentru cei care le-am spus și nu m-au ascultat. Deci, multe sunt probleme în care se confruntă creștinii, dar Părintele sfătuia pe om când el a o problemă mai mare, așa mai dificilă, mai grea, el sau familia lui, să-și ia un sfânt la care se facă acatistul 40 de zile. Și acel sfânt se face solitor pentru el, pentru problemele lui. Și Părintele, când era la Drăgănescu și picta, fiind urmărit de securitate, nu putea să vorbească. La un moment dat, i-a pus în biserică, la o oarecare creștină, un bilet în mână. Și Părintele s-a strecurat și ea a luat biletul și a început să citească. Ce scrie acolo? Scria Părintele așa: Dumnezeule, învrednicește-mă să fiu martor, mărturisitor, martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Și ea a citit biletul ăsta de câteva ori, l-a memorat și după aceea l-a tot repetat. Și a ajuns la mănăstirea la Prislop. Ivețitoare mănăstirea Prislop și ea mi-a spus mie aceasta. Și de câte ori studiez Sfânta Liturghie, eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, fac și eu rugăciunea asta, dar rog, atunci când în momentul să-mi dea Dumnezeu împlinirea, puterea să împlinesc această rugăciune. Și cineva zice, Părinte, dă-i nașa să se mutez numai dacă mor pentru credința în Dumnezeu. Deci, iată treașa noștri. Cât înțelepciune, cât Duh Sfânt a fost peste Părintele. Și Părintele a fost un om prin care a lucrat Dumnezeu cu putere mare. Eu aveam evlavie la Părintele Arsenie înainte de a-L cunoaște. Și când citeam acatistul lui Sfântul Proroc Ilie Băgancu de la mine citire, acolo, la sfârșit, este o rugăciune frumoasă, ziceam și pentru rugăciunile lui Părintele Arsenie, luptătorul, că el făcea parte din ce. Și asta am văzut-o de multe ori. Am văzut pe de rost rugăciunea și o rosteam eu așa, îmi plăcea asta. Și la un moment dat am uitat de rugăciunea, să mai zic, cu Părinte, cu Sfântul Ilie și cu Părintele Arsenie. Și au venit peste mine ispite peste ispite și nu mai ieșeam din ele. Și într-o noapte l-am visat pe Părintele, ce măi, dăm un pic de tămâie. Și am gândit, măi, tămâia înseamnă rugăciune. Eu nu am mai rugat la Sfântul Ilie și nici la Părintele. Și cum v-am pus iar la rugăciune, cum din nou să limpise treburile. Deci, Părintele Arsenie, păcat că am prins noi vremurile astea, acum mai grele decât cele când era Părintele în viață, ca să ne povățească. Că Părintele știa, dragii mei. Repet o vorbă la cineva, ce bine era dacă Părintele era folosit. De exemplu, să dă examen la teologie. Părinte Arsenie, te prezință cu tare loc examen. Și spui, matale stă în stânga, matale în dreapta. Ăia din dreapta vă prezentați la examen. Nu a fost folosit Părintele la capacitatea lui de către oameni. Și avea o vorbă Părintele și, Doamne, iartă-ne, dar eu, cuvântul unui sfânt, în țara aceasta succesul nu are succes. Ce succes avea dacă era pus Părintele în locul unde era el? Ar fi multe de zis despre Părintele. Eu l-am cunoscut personal și mi-a zis să mă duc să fac teologia și a știut că eu mă opun la sfatul Părintelui.
în gând, am zis că doar nu mi-a strâns bani și îmi răspunde cu glas. Pui problema că nu ți-ai, n-ai făcut rost de bani? Iată, ai mamă, ai pensionar. Și atunci m-am opus a doua oară, că eu nu pot să vă văd străine. Ce acum, spui problema că nu pot să vezi nici străine? Ia că înveți, zice părintele. Și a treia oară iară m-am opus, că nu mi-e bine să fiu învățător, învăț, stau în fața la niște elevi, clasele 1-4, eu nu sunt așa de deștept ca să stau în fața profesorului universitar. Și părintele îi strigă, băi, tu n-auzi că trebuie să pleci de acolo. Deci, părintele Arsene, vreau să zic prin aceasta că avea darul clarvisiunii. Și dacă îl ascultăm, dacă l-am fi ascultat, dacă îl ascultăm, avem folos. Multe ar fi de zis. A spus și le-a spune același cuvânt, cred că. Nu poți să faci și școală și prietenie. Eu așa cred că. Asta le spune la, la tineri. Da, da. Părintele ar zice, amână prietenia, mai așa, mai intimă, până când lângă școală. Și până aceea numai studiază, sondează terenul. Cine-i bambina, cine-i tata, cine-i mama, cine-i bunicul. Că zice, părintele, te căsătorești și după aceea s-a cu păcate. Și cară-l. Da. Deci asta vorbea părintele. Părintele însuși a dus viață curată și a folosit timpul bine, că altfel nu putea să acumuleze atâta înțelepciune și atâtea virtuți încă de tânăr fiind. Dacă nu era oarecum debarasat de preteniile și de momentele acestei lumi și astea. Asta a fost părintele și asta și zice eu, că părintele zice ce face. Păi rugăciunea lui părintele Arsene era Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, trăgând aer în pir și când dădea afară, miluiește-mă pe mine păcătosul, ca și când ai dat din tine afară toate relele, toate patimile, tot ce este rău. Deci, chemarea numele lui Iisus Hristos, asta e esența legăturii cu Dumnezeu. Și de aceea părintele nu zăbovea cu cărți să învârte acatise și de astea, pentru că părintele a deprins această rugăciune și asta îi lucra. Asta îi lucra, că altfel nu se poate explica cum de avea darul clar viziunii, cum de știa ce gândește omul, păcatele, trecutul, viitorul, toate astea. Era îndumnezeit, îl avea pe Dumnezeu prin Doamne Iisuse. Și când mânca, părintele, unii zicea poftă bună, nu mă, bun lucru, adică să te rogi. Asta era lucrarea cea mai mare a lui părintele și părintele pe lângă asta mai dădea sfat. De exemplu, să citești pentru păcatele care despovedeai saltirea o dată, de două ori, de trei ori. Să dădea sfat să faci niște rugăciuni, mă rog. Tata nostru, de exemplu, de 10 ori, de 100 de ori, 100 de mătăni pentru sănătatea sufletească și trupească. Asta este canon care îl dea la mulți părintele astea. Și schimbarea vieții, părăsirea păcatelor. De fiecare dată era lume multă. Părintele l-a căutat și spunea, măi, de ce ați venit? Că vine securitatea ce și așa. Dar oamenii nu-i păsă. Văzându-l pe părintele, nu mai era teamă, nu va de siguranță, nici de dragi. Și se întâmpla ca să nu-l găsesc. Pentru că mi-a zis să mă duc să fac teologia, să mă duc la mănăstire, așa și eu nu m-am dus. Și mă meream câteodată iar la părintele și am zis, de ce vine la mine dacă tu nu m-ai ascultat? Știa părintele. Și s-a întâmplat de m-am dus și nu găseam. Și zicea, nu-i nimica, că dacă, iar mă certa părinte, dar totuși bucuros că săruta mânerul de la ușă, că părintele a pus mâna pe ușa aia să deschidă, că picta 15 ani acolo. Și eram bucuros. Și odată când m-am dus, așa ultima dată, cred că asta ultima dată când m-am dat părintele, zice, băi, acum tu te duci la părintele Cleopa, la mănăstirea Siria, și zici, părintele Seneboca m-a trimis să mă primiți în mănăstire. Ai auzit? Păi da, asta a fost părintele. Te împingea.
Părintele, la prima spovedanie, nu de împărtășanie la nimeni, iar dacă omul ținea de canon, îi dădea sfânt împărtășanie, dacă omul ținea de canon. De exemplu, o fiică duhovnicească a fost spovedită, împărtășită și după câteva timp vine la părinte și spune: părinte, eu după ce m-am spovedit la Sfinția ta rândul trecut și m-am împărtășit, m-am dus la serviciu și când m-a intrat acolo în birou, toți colegii mei au fugit afară. Dar oare ce s-a întâmplat, părinte? Ce s-a întâmplat? Am eu ceva? Am eu ceva? O vină? Ceva? Și părintele liniștitul zice: măi, tu te-ai pregătit pentru asta împărtășană, ai primit dezlegarea de păcate, ai primit pe Dumnezeu și tu aveai lumina. Ei erau cu întuneric și întunericul nu putu suporta lumina și au fugit. Cum au ieșit oamenii din cameră? Da, a fugit oamenii afară. I-a spus. Fără niciun motiv. Da, 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 s-au îngrozit. Ea strălucea, că și părintele strălucea. Părintele strălucea? Da, nu te puteai uita la el. Nu te puteai la el. Cum zice acolo că nu s-a putut uita la Mântuitorul în timpul schimbării la față și a căzut fața la pământ apostolii și părintele era întumnezeit. De ce? Păi probabil că voia să vadă, și chiar asta e realitatea, să vadă dacă a avut un pic de înaintare în viața duhovnicească. Da, spunea, avea pretenția asta, cei care vă spovediți la mine, să se vadă că v-ați spovedit. Să vadă și ai tăi din casă și unde locuiești tu. Să vadă că ești ucenic de-a lui părintele Arsenie. Eu nu l-am prins să mă spovedesc pentru că părintele a umblat civil. A dorit părintele o singură liturghie să se vărsească și nu i s-a dat. Numai una singură. Și doar nu a fost, să zic așa, caterisit. A dorit și s-a refuzat. Și el, din smerenia călugărească, a făcut ascultare. A fost mare, părintele, dragii mei. Rugăciunea lui a făcut ca țara noastră să fie oculită de când a fost invazia rușilor în Polonia. A avut o îndrăzneală mare la Dumnezeu. Când a fost în 48, la Alba Iulia, trecerea la ortodoxi, a fost trimis și părintele Arsenie. Și știa ierarhul că are niște talanți de la Dumnezeu deosebiți. Și vorbeau toți acolo, și ortodoxi și greco-catolici, și niciunul nu asculta. Așa se întâmplă când sunt toți bieți, vorbesc toți și niciunul nu ascultă. Și atunci părintele nu și-a mai deschis gura să vorbească în zădar. Și cineva care l-a cunoscut, văzând că părintele tace și că iasă afară, a ieșit după el. Și a apărut o haită de lupi. Și părintele se plimba cu mâna printre lupi. Și zice ăsta: ieșiți afară! Și când a ieșit cu toți afară, s-a făcut liniște perfectă, stăteau toți căscați și părintele liniștea aia ca s-a așternut, plimbându-se printre lupi, ca păstorul printre oile lui, zice: mă, mai bine mă înțeleg cu lupii ca cu voi. Și atunci au fost cedarea la ortodoxie. Prin lucrarea părintele Arsenie Boca. Și părintele Arsenie a fost trimis și la mănăstire unde erau probleme dificile. De exemplu, la Dimirești s-a dus și, mă rog, i-a spus: dacă vreți să vă mântuiți, să nu folosiți carne, alcool și zahăr. Ba, și ulei, și fără ulei, un an de zile. Care vrea, că nu a dat poruncă, era oarecum fin. Și sunt și acum maice care respectă. Nu folosesc nici ulei și nici zahăr și, mă rog, carne. Da, da, e vegetarian. Cine are un picuț de, să zic așa, minte în cap, constată că țara a luat foc de la prislop. Ia vedeți, la 20 de ani, câți oameni au fost la părăstasul lui părintele? La 21, câte zeci de mii? 40, 30 de mii, nu? Deci, asta înseamnă că țara aceasta, poporul acesta, l-a canonizat pe părintele Arsenie.
Și Dumnezeu în primul rând și în viață fiind oamenii scanonizați de sfinți, de ucenici, de creștini care cunosc. Ori a luat țara foc pentru că vede că acolo unde să mă duce? Cine se duce la un cimitir care a fost conducător și a tremurat toți de frica lui? Dar uite la un om care a făcut o legătură între Dumnezeu și popor, că părintele ăsta a fost un mijlocitor între Dumnezeu și popor, un rugător pentru popor, un îndrumător al poporului, un proroc al lui Dumnezeu. Și oamenii sunt ajutorul de acolo. Păi eu, dacă e vorba să venim, de ce ia foc țara de la prislop, un caz vă zic, cineva tânăr fiind și necredincios și-o da frâul la toate păcatele. Și unde l-a dus? Împlinirea tuturor poftelor păcătoase, la gând de sinucidere, că nu avea altă șansă, nu era alt sens pentru el să trăiască. Și-a fixat craca unde să se spânzure și tocmai atunci vine cineva și zice, măi, să merge la prizor să face excursie, nu vii și tu, că mai este un loc. Și el zice, ba da. Și gândând că îmi fac eu făcuta după aceea. E bine, când au venit la prislop, la mormântul lui Părintele, au început, prin harul care a lucrat Dumnezeu prin Părintele Arsene, îndrăzneala Părintele Arsene față de el, bietul de el, să-l opereze Dumnezeu la mintea lui, la viața lui, la inima lui, că și-a văzut păcatele ca în fir, toate. Și atât au plâns de-o făcut baltă de sânge, acolo la mormântul Părintelui. Și o plecat de acolo un om transformat și apoi a ajuns preot. Și ce efect are misiunea lui? Iată, caz concret, cum s-a prins o flacără care era gata să-și dea sufletul la diavol, a devenit slujitor la Dumnezeu pentru că a mers la prislop. Iar el, în rândul lui, s-a făcut solitor pentru rătăța. Dar astea sunt nenumărate cazuri de oameni care au auzit, au citit sau au simțit. De exemplu, un simplu caz să vă dau. Un grup de tineri merg la prislop. S-au văzut și ei, hai cu mașină. Și s-au dus și copilul la o femeie care era numai cu discoteca, cu balurile, cu jocul mecanice, cu păcatele, cu astea. Și beata mamă, credincioasă fiind, oarecă evlavie la părintele. Și făcea rugăciune, părinte, e copilul meu, nu lăsa părinte. Și părintele ei se arată ei și zice, fii liniștit, cu folamin la mormânt și are o pietricică în geam de la mine. Și îl iau eu sub ocrotirea mea. Fii liniștit. Deci oamenii simt că acolo vine focul Duhului Sfânt, care arde patimile și păcatele oamenilor și înlătură lucrările diavolilor și răutățile de ce și omenești de la ei și din casa unui familor și de aceea fac firele așa în continuu. Iar eu i-am spus la preasfântul Gurie, că ne cunosc cu preasfântul Gurie din, mă rog, de mai demult, și i-am zis preasfințite, faci o misiune foarte frumoasă, părintele, la mănăstirea prislop, părintele Nifon, și este omul potrivit la locul potrivit, dar merg foarte mulți pelerini, grupuri după grupuri, microbus, autocar, mașini mici, în continuu în pelerinaj. Și iertați-mă că îndrăznesc. Părintele își face cu vârșurile sa misiunea, dar n-ar fi bine din atâția preoți, călugări care sunt în eparhie Sfinției tale, să lași câte o săptămână pe unul acolo ca o dublură la preotul ăla, să fie la dispoziția oamenilor care merg la mormânt la părintele, să le facă o rugăciune, să le facă eventual o spovedanie, să le vorbească despre părintele, că nu toți reușesc să aibă cărți. Și merg oamenii acolo ca un sărace și să folosesc, cum am văzut de acest tânăr care a devenit preot. Da? Deci, iată în ce sens eu văd că e țara foc. Unde este un mormânt unde să faci atâta pelerinaj zilnic? Sau când îi părăstați la părintele? Deci, repet, e canonizat de Dumnezeu, de popor și la timp potrivit și de sinod, ca o recunoaștere a ceea ce recunoaște Dumnezeu și poporul, ca o întărire. Păi noi să facem ce a făcut părintele înainte de a fi preot, înainte de a fi călugăr
și preot, părinte Arsenie s-a pregătit. Îl preocupa viața interioară pe părintele Arsenie. Asta era toată preocuparea lui. O singură dată a luat bătaie de la tatăl său că nu folosea bine timpul. Și zicea părintele, mi-a prins bine viața aia. În toată viața mea m-a prins bine bătaia că am căutat să folosesc bine timpul. Stătea la facultate și sâmbătă de duminică era ușa deschisă, liber, să meargă în oraș. Dar el stătea în curte, citea și se ruga ca să folosească bine timpul. Ori așa ne pregătim noi. Părintele, deja când a intrat în monahism, deja era, cred și mărturisesc, era curățit de patim, sufletești, trupești. Pentru că a folosit bine timpul, s-a simplificat. Prioritatea este dezvoltarea puterii sufletești, minte, voință și simțire. Astea sunt cele trei direcții la care trebuie să tânjim noi zi de zi. Mintea să rămânem cu învățătura Bisericii Ortodoxe, căutând cât mai mult să zăbovim pe cineva, să ne spune Dumnezeu în cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Vechi și Nou Testament, și scrie-le simțelor și viața lor. A doua putere sufletească, voința, ce știm să împlinim, că sunt care sunt în stare să vorbească despre post două ore, cu cetate de la Sfință Părinți. Atâta îți de deștepți. Dar ei nu postesc. Și atunci, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos. Și a treia putere, simțirea. Dacă omul exersează cu prima, insistă în a cunoaște pe Dumnezeu și învățătura Bisericii Ortodoxe, singura mântuitoare, și cu a doua, căutând să pună în practică ce știe, atunci vine aia fină, puterea aia sufletească, simțirea, care imediat de la distanță vede, asta e după Dumnezeu, asta nu e după Dumnezeu. Imediat evită să strecoară. Asta a fost lucrarea Părintelui. Și a dezvoltat puterile sufletești în timp foarte scurt. Foarte scurt, pentru că avea un singur țel. Oamenii mari au avut dușmani mari întotdeauna. Un preot o zis către mine, dacă tu ca preot n-ai de la 10 dușmani în sus, nu ești preot. Nu. Deci e explicabil. Părintele Arsenie a zis însuși că numele meu pe unii arde. Că era alt duh. Era mânat de alt duh și duhurile nu se potrivesc. Asta e explicația, după părerea mea. N-ar trebui părerea mea, ar trebui după ceea ce Dumnezeu și Sfinții Părinți, dar nu se potrivesc. Vedeți că sunt frați în familie, același tată și mamă, și între ei nu este dialog și prietenia care este între X și Y. De ce? Pentru că nu au același duh. Aia e numai lucrarea lui Dumnezeu și a Sfinților. Și în timp, în timp, părintele Arsenie a reușit foarte mult să schimbe, cum să zic, situația de la om și din familia oamenilor, prin puterea credinței care au avut-o. Elibera pe oameni de demoni, tămădia boli, a făcut atâtea minuni spline cărțile, mărturisesc părintele de câte minuni au făcut, care demonstrează că e un sfânt, fără discuții. Numai orbii sau cei care îs de mintea și de inima lui Ana, Caiafa și arhirei de pe vremea Mântuitorului, sunt potrivit la Mântuitorul, sunt potrivit la Părintele Arsenie. Dar cine are un picuț de duh, de al lui Dumnezeu, de smerenie, de nu-s roși de invidie, îl recunosc pe părintele. Și îl apreciază. Și îl apără. Îl mărturisesc. Ca pe un vas de al lui Dumnezeu deosebit. Hei, ca să nu se ajungă la divorț, trebuie dinainte să cercetezi bine cine-i tata, cine-i mama, cine-i băiatul cu tare, cine-i fata cu tare, să-mi da și rudeniile, să sondezi bine. Și după ce s-o da bine și iubești din toată inima pe persoana respectivă, așa cum lui, și ești cu altul Dumnezeu hotărând numai moartea să te despartă, atunci faci pasul ăsta. Dar în ziua de astăzi nu se mai merge pe linia aceasta. Și atunci se ajunge la divorț și ajunge că își arată
după aceea. Dar părintele știa și tribul este. De exemplu, eu cunosc un caz concret cu un tânăr care îl cunoște pe părintele Arsenie și care venea din când în când la părintele pentru sfat și binecuvântare și la un moment dat o trecut mult timp și apare cu o bambină. Și părintele când îi vede zice, nu, acum ai venit la mine cu ea după ce te-ai căsătorit, nu, acum du-o. Și acela s-a scandalizat de vorba lui părintele, că știa că părintele e un om sfânt și cum vorbește așa, că doar ea postește, ea se roagă, ea merge la biserică, ea se spovedește, ea e așa, 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 așa. Dar totuși, timpul a demonstrat că e adevărat ce a zis părintele, pentru că având câțiva copii și copiii deja mărișori, o divorțat, o ajuns de o divorțat. Deci s-a împlinit. Deci a zis părintele, a vorbit de la Dumnezeu, nu de la el. Și din păcate divorțul e îs pentru că ei în căsnicia lor n-au temelia Hristos. Ca ce în Evanghelia Mântuitorul. Casa trebuie zidită pe piatră. Care este casa de pe piatră? Pe învățătura Bisericii Ortodoxe, a Dumnezeu și a Sfinților Părinți. Ori, dacă ei încep cu stângul, cum să dăgnească căsnicia? Ba mai trăiesc în concubinaj, ba mai fac nuntă păgânească cu băutură, cu lăutari. Ce căută satana la taina lui Hristos? Ba să feriți de a avea copii că suntem tineri și problema cu servii și cu teștea? Ba dacă a rămas sărcinată la avort? Ba pentru orice lucru mărunt, pentru că sunt vinovați de 5, care am zis până acum mai vine și 6, prea curvie, că nu mai este Ileana Costânzeana, ci mama pădurii în fața lui. Nu mai e făt frumos, ci ucigă-l crucea. Așa îl vede. Și atunci e firesc ca între ei să urmează, după și prea curvie, să urmează și divorțul. E ceva așa... așa. Deci trebuie niște temelii după Mântuitorul, pe Sfinții Părinți, și atunci nu apare divorțul. Chiar o întreba cineva, zice, părinte, vedeți, noi suntem teologi și noi o să mergem, ne sfințește și o să mergem în parohii și oamenii nu sunt credincioși și cum să procedăm cu ei? Că ei sunt așa cum sunt ziua de astăzi. Și cum să putem câștiga pentru Dumnezeu? Și părintele i-a zis, prin pilda voastră. Prin pilda voastră. Este o carte, zice, Lucrătorii Viei. Pot să vă dau dacă vreți. Vrem. Lucrătorii Viei. Păi, era un tânăr și o tânără care știa că urmează preoția, ea să fie preotea, să fie preot, și s-a încadrat în toate lucrurile astea care știa ce îi așteaptă și când a intrat în parohie, a fost ca tata și mama pentru toți, chiar dacă era bătrân și bunici, îi cerceta, îi ajuta, era dialog între ei. Și așa mai departe. Și eu câștigat. Deci, prin pilda vieții, altfel nu se poate. Mai bine puțini. Mai bine puțini. Puțini să fie sfințiți ca preoți, dar care să aibă chemarea de la Dumnezeu. Că dacă nu ai de la Dumnezeu chemarea asta și nu ai credința și trăirea, mai mult dărâm decât faci ca preot. Mai bine un mirean, sunt multe mai ușor un mirean decât un teolog care a pășit în căsnicie cu stângul. Și el trebuie să fie fecior și ea trebuie să fie fecioară. Deci trebuie să îndeplinească niște condiții pentru candidat la preoție. Și repet încă o dată, trebuie mamele care au adus în lume pe cei viitori preoți să fie adusă curați. Ea este trebuie fi curat, curată. Calitate, nu cantitate. Da. Da. Deci nu cantitate. Eu am fost alarmat și când m-am dus la episcopul, când era la Oradea, să-i spun că m-a trimis la o parohie unde era și rom ortodox, și greco-catolic, și pentecostar, și adventiști, de toate alea, și zic, prezăstite, dacă nu le dați un preot ortodox repede, ăia se duc toți la alte. Și părintele zice, măi, nu e așa, mă, o parohie se păstrează mai bine fără preot decât cu preot pătimaș. Deci trebuie să fii conștient. Mai ales în ziua de astăzi,
Păi te duci într-o parohie și oamenii n-au de unde să-și cumpere medicamente și întreținerea lor. Și atunci ce faci? Nu-i botez, nu-i cununi, nu-i mormântesc, că nu-ți dă? Deci, a fi preot în ziua de astăzi înseamnă a te pregăti pentru mucenicie. Asta înseamnă ziua de astăzi, preot. Să fii gata de jertfă. Numai așa se câștigă. Altfel nu se poate câștiga suflete, să pierde suflete. Și să ai o prioteasă care să fie dialog între tine și ea. Și ea să fie ascultătoare, iar tu după Dumnezeu, că femeia să asculte de bărbat. Nu știu, eu poate că am ajuns vremurile acelea când lumea cred că nu prea poate fi prea mult folosită, că tu te duci la cutare conferință, la cutare așa biserică, la o sărbătoare, la un mas, la așa. Cred că ar trebui să ne pregătim personal fiecare. Să avem cât timp, cât se poate mai mult să fim singuri. Lucrul ăsta îl proceda Părintele Semene. Era încujurat de sute de oameni și zicea, mă duc să vorbesc cu Dumnezeu și cu Sfinții. Și care era îngus la minte, zice, bă, ce mare, Părintele, bă, el poate să vorbească când vrea cu Dumnezeu și cu Sfinții. Bă, și noi putem, că dacă citim prin Noul Testament, ne vorbește Domnul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli. Dacă citim pe Părintele Arsenie, ne vorbește Părintele Arsenie. Dacă citim, ne vorbește Mântecul, ne vorbește Părintele Cleopa. Dacă citim pe Părintele Paisie, aiură, tu el ne vorbește. Deci, la așa ne putem noi pregăti. Să găsim timp să fim noi singuri cu Dumnezeu, să încărcăm bateriile. Altfel deja va vorbește. Pentru că lumea ascultă alte cuvinte ziua de astăzi, au alte evanghelie. Evanghelia pentru majoritatea lumii din ziua de astăzi este mass media, internetul, porno, violență, sporturi, politică și mizerie, spurcăciuni. No. Și lumea acolo și rostește timpul. Și sunt profesori de religie care le predă, dar nu se lipește nimic de ei. Pentru că profesoarea o oră care le predă religia, dar el stă ore întregi. La ce-i sfârâie inima lui. Acolo în fața internetului și a calculatorului și a televizorului. Și de aceea eu consider că acum este timpul să... Timpul dinainte de furtună. Să folosim timpul bine. Să ne simplificăm. Asta era cuvântul Părintele Semene. Când a murit Părintele Domete de la Râmes, care a fost fiul duhovnicesc al lui Părintele Arsenie, starețul Rusalima, a spus la cineva care s-a dus la Părintele să-i spune ce să facă, că uite, n-are duhovnic, 60 de maice și e disperată. Și Părintele îi spune la Ierusalima să se simplifice. De să ne simplificăm, mai să facem noi. Să ne simplificăm. Desculăm cu o oră mai repede sau cu două ca să ne facem postata. Da. Că dacă nu bașu de dimineață greu pe moară, bagă satana toată ziua. Neghină. Și seara când vrei să te culci, dă diavolul cu un pic cu coada peste nas și șoptește. Apă, asta nu-i rugăciune. Amânăm până mâine. Și mâine la fel. Deci asta trebuie făcut. În loc de misiune, da, misiune la spital, da. La spital, la penitenciar, la un azil de bătrâni, da, dar sunt atâtea cărți, sunt atâtea vorbe, e plină lumea de vorbe și văzduhul și rafturile de cărți. Ne-a trebuit să trăim. Și Mântuitorul se retrăgea, nu se retrăgea Mântuitorul. Să te atâta noaptea în priveghie și rugăciune. Și la Sfinți, Sfânt Emilianu, a fost mare, cu păcate mari și grele, o părăsând luna, a mers în mănăstire și noaptea, când se culca toți din obște, că trebuia să se odinească, era sus, la pustie, la peșteră. Și l-a urmărit starețul. Și s-a descoperit că era o lumină mare acolo, când el se ruga, și o fugi repede starețul ca să nu fie descoperit, și a auzit un glas. Emilian,
ți s-a iertat păcatele. Și când a venit la slujbă, era prezent. După noapte de priveghere, era prezent la slujbă. Unde ai fost tu? M-am culcat. Nu, să spui adevărul. Să zic ce trebuie să facem noi. Asta a făcut Mântuitorul, asta a făcut Părintele, să strecura dintr-o oameni, să vorbească Dumnezeu și cu Sfinții. No, asta ne lisește. Nu avem mobil. La noi mănăstiri nici mai când n-are mobil. Cât trăiesc eu după aceea, fiecare să aibă 10 dacă vrea. Le fură timpul, 1, 2, ori te sună cineva, ori diavolul șoptește. El sună întâi, de unde e, ce face, cum e vremea, ai grijă de tine. Nu? Da. Deci Părintele s-a simplificat și Mântuitorul, Părintele și toți Sfinții. Noi ne simplificăm. Și de ce nu ne întărim sufletește? Da, mi-a zis o vorbă care e valabilă pentru toți. Chiar mă bucur că mi-aduce aminte de asta. Maică-mea, Doamne odinește-o, Maica Mihaela, într-o bună zi, după ani și ani, când Părintele a zis către mine vorbele care vi le spun, zice către mine, mă copile, ce nădejde ți-o da ție Părintele Arsene, când ți-o zis vorba aia, dar eu ce vorbă? Păi nu știi mai că ți-o zis că ori vrei, ori nu vrei, Dumnezeu e cu tine. Și mi-a zis Părintele vorba asta. Și acum eu interpretez aceste cuvinte ale lui Părintele Arsene. Deci, pentru toți valabile cuvintele lui Dumnezeu și a Sfinților, valabile pentru toți oameni, numai pentru mine. Cum interpretez eu? Prima parte. Dacă vrei, Dumnezeu e cu tine. Vrei să mergi la biserică? Iată. Dimineața strigă înainte de 6. Pentru că cine Sfinților Părinților, Doamne, se adunește pe noi. Părinte, blagoslovi să sunăm la biserică. Sara la fel. Deci vrei, uite, Dumnezeu e cu tine, te cheamă, te invită la biserică. Vrei să postești și uite, e postul Paștilor. Postim. Vrei să te spovedești, iată, te pui sub patrahir și te smerești. Că e tronul milostivii lui Dumnezeu, spovedania. Vrei să te pregătești la împărtășanie, te firești de păcate, faci canonul. Ca să mergi pregătit cât e cât. Ca să iei cu pregătire pe Dumnezeu. Vrei să faci pe tine milostenie? Poți, că nimeni nu e atât de sărac să nu poată oferi un zâmbet sau un cuvânt sau un sfat. Deci, iată, Dumnezeu e cu tine la toate lucrurile astea. Și cum interprete cealaltă? Nu vrei să postești? Păi, să depune grăsimile și un medic ateu zice, matale, dacă vrei să mai trăiești, pâine prăjită, cu ceai. Iată, Dumnezeu e cu tine. Da. Nu vrei să te smerești, să te spovedești la preot de păcate și ajungi la insomnie și la desnădejde, la stările astea? E, atunci te duci, te spovedești la mine de psihiatru. Ca mai nou, aia e tronul de spovedanie. La psiholog. Nu vrei să lași țigarea? Păi nu, să depune fum acolo pe căile respiratorii ca și funijera la cor. Și medicul zice, la sicriu câte cuie trebuie? 4, domnul doctor. La mantale 4 cartușe de țigări și la aia mulți. Iată, Dumnezeu e cu tine. Nu lași curvușagul? Să faci analiză la sânge și plătești pensia alimentară. Iată, Dumnezeu e cu tine. Cuvântul lui Părintele Arsene. Pentru mine, dar valabil pentru toți. Dacă vrei, Dumnezeu e cu tine. Dacă nu vrei, iar e cu tine. Că e cu tine prin cazul ăsta care îl dăm. Este noi. Rugăciunea minții, sfătuia Părintele. Un tata nostru zice câte mine, măi, că eu l-am întrebat, Părinte, ce să fac? Că uite, pe ce să pun accent? Pe citirea pe cărți sfinte, pe ceaslov și saltire, pe rugăciunea Doamnei Iisuse. Cine ești tu să faci toate astea? Zi un tata nostru și rugăciunea minții. Și când am plecat de la Părintele, eram cu Maică-mea, Doamne odinește. Și când am ajuns în gara de nord, Maică-mea zice, măi, dar Părintele s-a urcat în trenul nostru, numai cu vagonul înainte. Și am mers din vagonul, vagonul, până am ajuns la Părintele. Și când am ajuns la Părintele, eram bucuros, că uite, cum am, merg cu Părintele până la Sinaia, unde merge Părintele, și am zis să vorbesc. Da, ce vreau să vorbești? Că era securiști, îmbrăcați civil și
părintele știa și darul Dumnezeu al lui părinte m-a oprit, n-am putut să zic un cuvânt. Și văzând că nu pot să zic nimic, am apucat să zic Tatăl nostru, că doar mi-a zis cu câteva ore înainte, zic un Tatăl nostru și Doamne Iisuse. Și am apucat eu să zic Tatăl nostru, că a fost singura dată în viața mea când a zis Tatăl nostru, poate a fost și lângă părintele și a avut drăzneală părintele, că am zis cu trăire Tatăl nostru, fără grabă și cu atenție, așa m-a ajutat Dumnezeu. Și când l-am gătat de zis Tatăl nostru, așa părinte s-a întors și cu capul aprobat. Și după aceea am văzut că un tânăr și-a pus pardesiu la geam, unde era părintele, stătea la geam. Și la un moment dat tânărul, adică părintele pune mâna de sus până jos pe haina lui tânărul acela. I-a binecuvântat-o. Și tânărul, văzând asta, i-a radiat de bucurie. Imediat a încetinat trenul, s-a coborât jos tânărul, că i-a binecuvântat părintele haina. Deci, iată, rugăciunea minții și Tatăl nostru. Mi-a demonstrat părintele că el știe. Și el practică asta, Tatăl nostru și Doamne Iisuse. Maica mea l-a cunoscut pe părintele și ei i-a zis un sfat frumos, care e valabil iară pentru toți. Zice, măi, când dai cu cineva și îți face cineva ceva rău, tu taci și zici în gând, Doamne, luptă-te cu cine se luptă cu mine. Și când a plecat de acolo, maică mea și-a adus aminte de vorbă și când a venit problema și ispita, a zis așa, și i-a apărut părintele Asenie în față la maică. Da, i-a apărut pe treia părintele, i-a apărut în față. Asta a fost când poate nici eram născut eu. Și eu sfătuit-o pe maica mea și pe toți părintele îi sfătuia pe femei ca să aducă copii curați. Adică dacă se zâmbește să stea curat în pântece. Asta era sfatul care l-a dat la maica mea, părintele. Când se zâmbește copiii curați? Când soțul și soția trăiește numai marța și joia împreună și restul în curăție. Și atunci trăiesc cu scopul de a crea copii, nu de a-și face lor poftile lor animalice. Și fac cu rugăciuni. Ce rugăciune? Doamne, dăm un copil ca să ți-l dau ție. Așa s-aduc copiii în lume. Și în afara postului? În postul nu curat deloc, în curăție în posturi. Marța și joia. Da. Căsătorește dacă găsești cineva care îndeplinește condițiile astea. Dacă nu se îndeplinesc, atunci e tot mai greu jugul căsnicii și la un moment dat chiar se rupe inelul. Părintele îl durea starea de căzută. De exemplu, ca să vă dați dragostea lui părintele față de oameni, de se dă cu seama de această realitate, să vă zic ceva. Deci, părintele, ca preot și ca duhovnic al lor, îl durea că vedea că îi spovedește, le dă Sfânta Împărtășanie, îi sfătuiește personal, să roagă pentru ei și totuși ei nu-s la nivel la care vrea părintele. Și atunci bietul părintele s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, care-i treaba? De ce ei nu pot să fie la nivelul la care trebuie să fie? Că-s dezlegați de păcate, lua pe Dumnezeu, eu mă rog pentru ei. Îi sfătuiesc, de ce? Și într-o zi, privind așa în sus, fiind la sâmbăta părintele, spre munții Făgărașului, în văzduh a văzut un nor. Și-a gândit Dumnezeu acolo în nor să apară o ceată de diavoli cu șeful lor. Și a zis șeful diavolilor, m-a adunat droaie de duhuri necurate să vă sfătuiți ce metodă să folosim ca să facem pe creștini să nu se mântuia, să-și piardă sufletele. Și care găsește o soluție mai bună va fi răsplătit. Și unul zice, întunecimea ta, să le spune la oameni că nu-i Dumnezeu, nu-i drag, nu-i rai, nu-i iadul. Și cum pănește un picuț șeful dracilor, ce nu-i bună, că nu toți sunt atei.
Și în loc să-l laude, să-l cinstească, primit-o pedeapsă. Că lui trebuia mulți. Vine altul. Întunecimea ta. Să le spunem că este Dumnezeu. Este drac. Este ra. Este iad. Este răsplată și veșnică și pedeapsă veșnică. Dar să nu se grăbească cu pocăința. Mai mâine, mai poimâine, mai la bătrâneață. Și atunci eu strălucit ochii la șeful dracilor de bucurie, l-o încunat el cu coroana 3 minute de drac, eu cântați toți mulța întrăiască, și o dat poruncă, toată droaia de draci împrășteață de suprafața pământului și șoptiți în urechile muritorilor această șoaptă otrăvitoare. Nu vă grăbiți cu adevărata întoarcere, cu adevărata pocăință. Amânați-o pe mâine, pe mâine la bătrâneți. Acum de formă mereu și vă la biserică, mai o rugăciune, mai ceva așa, dar adevărata întoarcere nu acum. Deci asta este. Durerea Părintele Asenea a fost și asta este al lui Dumnezeu în primul rând și a Sfintul, tot Sfințul Dumnezeu, că noi amânăm esență, grija esențială pentru suflet. De exemplu, hai să-mi de la sate, chiar în satul meu, preotul care era la noi în sat, desigur că nu care acum nici cel 2-3 rânduri, ăia mai vechi, așa, auzeam și eu de la părinți, că slujea liturghia semnic. O ajuns la vârstă, avea copiii mărișori, preotul și preoteasa dimineața când era de zi, suna clopotul și mergea la biserică, făcea Sfânta Liturghie, că cea viață curată, toată ziua. Preotul, preoteasa și copiii. Iar oamenii din sat, că avea, cum să zic, în sat, e unul care era, cum îi zice oare, primar, așa, așa al satului, ăla zicea, băi, oameni buni, vedeți, preotul se roagă pentru noi de dimineață. E primăvară, prima dată mea și arăt la părintele, pământurile. Când o găta de ara la părintele, ara la ei fiecare, după primat acolo. După aceea, când era cu sămat primată la părintele, să mână. Când era cu săpatul primată săpăm la părintele, că mândere se roagă cu toată familia pentru noi. Când era la săceraș și la cules primată la părintele. Asta era atitudinea poporului în satul nostru față de preot și a preotului față de popor. Și pe de altă parte, în fiecare vinere din lună, în prima vinere de lună, preotul mergea pe la toți care sunt bolnavi, care ziceau în pași, nu putea să meargă la biserică și îi spovedea. În prima vineri din lună era toți spovediți și împărtășiți. Știa, măi, peste două zile e vineri. Mânca de post, împăca cu toți, primea Sfânta Împărtășanie, spălat, curățit, împăca cu toți. Niciunul nu murea nespovedit împărtășit. Îi mântuia Dumnezeu prin preot pe toți, iar toți purta grijă trebuințele preotului. Preotul își făcea capul calendarul, că n-are de unde pentru familia lui. Că era sprijinit de popor. Și de aceea și poporul nostru, la noi acolo, să zice că e satul cu cel mai mult preoți, o 25 de preoți, o 200 de căști și o 25 de preoți. Și episcopul Orade, Vasile, tot de acolo. Deci, și mulți din satul nostru merea la părintele și ajuta la sâmbătă și la prislop. Merea și l-ajuta pe părintele Asenei. Și dacă murea un animal, punea toți oamenii în mână și își cumpăra. Ziua următoare de târg avea omul vacă. Dacă i-ar dea casa, toți punea mâna și avea casa la pusă la punct. Tot satul era una. Dacă cel care era primar în sat a avut de gând să baje apa de la 5 km în sat și o trebuie să aducă lemne, fratele la primar o veni cu un car așa cam un picuț mai mult de jumătate numai. Și el a zis, frate, ești fratele meu, mi-e rușine de treaba asta, dar nu pot să iert. Aștia le duc la tine acasă și îți duc și adu altele. A fost pe viață primar în sat, omul ăla. Că ținea cu poporul. Aceea era cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu era tot la biserică.
Dacă unul nu putea să meargă la biserică, nu stătea în scaun, în stradă și să vadă că vii oameni la biserică. Era rușine. Posteau toți. Când se începea postul, Paștul, Crăciunul, spăla cu leșie mânerele la ușe și farfurie și lingurile și mânca de post, dar încăplinea copiii 7 ani toți la post. Tot postul. Asta era viața. Acum avem alte evanghelie. Citim alte evanghelie. Na, părintele, de Sfânta Împărtășanie așa, părintele era sever, părintele Arsenie și orice preot. Știu eu că ziua de azi pedelează pe ideea că o spovedanie și mai multe împărtășanie undeva, dar Doamne, fie să ajungem așa, să coborâm nivelul Sfântei Împărtășanie la anaforă.